La Călimănești, gradul de ocupare pentru mini-vacanță este de peste 85% și până vineri procentul va crește. Unele unități de turism nu mai au locuri libere de câteva săptămâni, rezervările fiind făcute încă din luna august a acestui an. Turiștii sunt atrași în special de apele termale și de investițiile făcute în spa-uri în ultima perioadă. Pachetul nostru de 1 decembrie are 3 nopți. Avem o cină festivă în data de 30 de Sfântul Andrei, o cină tradițională pe data de 1. Prânzurile sunt în regim bufete de și o cină pe data de 2. Și la Olănești pregătirile sunt întoi și locurile de cazare sunt aproape epuizate. Atât hotelierii cât și administrația locală au pregătit multe surprize pentru vizitatori. Gradul de ocupare la noi este undeva la 90%. Așa, și chiar am pregătit surprize specifice pe datele acestea de 1 decembrie. Deci avem pachete care includ absolut totul. S-a demarat lucrările de instalarea iluminatului festiv, pe care îl vom aprinde de 1 decembrie. Unitățile hotelier, pensiunile din stațiune s-au pregătit pentru această perioadă de sărbătoare cu structuri de cazare moderne, menimuri diversificate, tradiționale, dar și cu bază de agrement. Pentru un pachet de 3 nopți, turiștii vor plăti în medie aproximativ 700 de lei de persoană. În preț sunt incluse mesele, inclusiv cea festivă de 1 decembrie și accesul gratuit la spa.